cerințe de voință transmite din comunitate. Domnule ministru, domnul președinte Iohannis a spus că sunt 3000 de paturi ATI. Există și personal pentru aceste paturi? Există personal în acest moment. Trebuie să știți că în aceste paturi au personal în acest moment, altfel nu existau aceste paturi. Numai că aceste paturi sunt și pentru patologie COVID și pentru patologie non-COVID. Rămâne ca tot ce disponibilizăm sau extindem ca și terapie intensivă să facem și echipe complexe din cei care erau deja în terapie intensivă plus secții asemănătoare. De exemplu, la spitalul din Fetești nu există niciun medic cu normă întreagă care să fie angajat acolo pentru secția de ATI sau terapie intensivă. După cum știți, în această perioadă s-au desfășurat examenele de specialist pentru mai multe specialități și în ședința de guvern de aseară, prin ordonanță de urgență, toți cei care nu au post și nu pot fi angajați nicăieri, vor fi angajați la Spitalul Ministerului de Interne la Gerota. Sunt în jur de 200 de colegi ai noștri, medici rezidenți sau medici specialiști, din 6 specialități, care vor fi detașați către aceste spitale. Câte paturi pentru pacienții de COVID avem în țară? Deci, în acest moment avem în jur de 100, pentru terapie intensivă 1200 de paturi, cu extensie până la 1500. Domnule ministru, vor putea veni în țară de sărbătorul? După cum știți, sunt acele țări, da? Care au o rată de infectare mai mare ale cea noastră, condițiile sunt aceleași, în măsura în care vin pentru 3 zile, vin cu un test nu mai mult de 48 de ore negativ, când vin pentru o perioadă mai lungă, intră în carantină pentru 14 zile, cu posibilitatea ca 8 ajuns să facă acel test, dacă este negativ, la 10 se iasă din acea seară. Referitor la vaccin, spuneați că din decembrie va fi disponibil un vaccin în România? Există această posibilitate, care sunt la nivelul întregii comunității europene. Noi suntem angrenați comunitatea europeană pentru acest vaccin. Rămâne să vedem dacă acest lucru... Care este firma producătoare? Sunt mai multe firme producătoare. Sunt 8 firme producătoare. Comisia Europeană are discuții cu 3 firme producătoare. În măsura în care primul vaccin va fi gata, acela va fi și la noi. Și importul în România va fi făcut printr-o societate de stat? Este, sau? Toată achiziția se face prin Comisia Europeană, la care noi suntem parteneri, și va fi distribuită către fiecare stat în parte. Dar avem speranță pentru sfârșitul anului, începutul anului viitor. În cât timp va fi gata rețeaua de distribuție a vaccinului? N-am înțeles. În cât timp va fi gata rețeaua de distribuție a vaccinului? Am înțeles că se transportă în condiții speciale. Depinde de vaccin. Sunt vaccinuri care au anumite condiții, minus 70 de grade, sau sunt vaccinuri care sunt de 28 de grade. Noi suntem pregătite pentru ambele tipuri de vaccinuri. Avem pregătit și rețeaua. Și cum va fi distribuit populației? Care vor fi criteriile? Nu. În primul rând vor fi cei care sunt în prima linie, personalul medical, iar apoi mergând pentru cei care sunt la linia a doua, persoanele care sunt cu risc, cu vârstele extreme. În general sunt niște criterii pregătite și le vom avea gata atunci când vom avea și vaccinul. Domnul ministru, cât de nemulțumit sunteți de modul în care este controlat acest fenomen? COVID-ul. Cât de nemulțumit? Da. Dumneavoastră cât de nemulțumită sunteți? Cât de nemulțumită sunteți dumneavoastră? Păi sunteți oficial, trebuie să ne spune. Da, din punctul nostru de vedere, am spus, suntem pe un câmp de luptă împreună. Sunt două părți. Este o componentă pe care noi, ca sistem medical, o gestionăm. Cei care se prezintă la spital, că sunt unitățile de urgență, terapii intensive, boli infecțioase, și cei care sunt în prespital, acolo unde se face transmiterea și acolo unde se face și infectarea și din cazul. În condițiile în care avem o primă parte gestionată corect, avem și noi o viață mai liniștită, cum să spun. Suntem de 8 luni pe acest front și suntem aceiași. Pandemia, și-o repede câte ori este nevoie, nu se tranșează în spital, se tranșează în prespital. Da, respectând reguli, avem o transmitere scăzută, avem număr mic de cazuri și avem și noi, să spunem, acea perioadă în care să putem să gestionăm și corect, dar și mai odihniți acest fenomen. Dar credeți că acest ultim ordin aprobat de domnul Orban face bine sau, mă rog, nu aruncă aproape toată responsabilitatea pe unii medicilor de familie, mă refer la bolnavii asimptomatici și la cei care... Nu, responsabilitatea este pe umărul întregului sistem medical. Iar sistemul medical este constituit de tot ce înseamnă spital. Neclarități, cred că s-a considerat de la început în toată această pandemie când ne-am luptat cu cineva necunoscut. Haideți să înțelegem că suntem toți parteneri, și noi ca și corp medical și populația civilă, iar noi ca și corp medical, fiecare din specialitatea noastră, gestionăm o componentă a pacientului nostru. Monitorizarea este o componentă pe care medicul de familie o gestionează și eu cred că o gestionează foarte bine. Dacă are un bolnav care are probleme oncologice sau cardiologice și este asimptomatic, ce trebuie să facă cu el un medic de familie? Unde îl trimite? Adică este refuzat.
Evaluarea fiecărui pacient se face în funcție de simptomatologie. În contextul în care acel pacient monitorizat prezintă o simptomatologie, fiind asimptomatic până atunci, se anunță atât DSP-ul cât și DSU-ul. Noi avem foarte bine stabilite aceste lucruri. Evaluarea se face prin DSU, programat și la o radiologie și la un punct de tomograf pulmonar. Deci toate sunt foarte bine stipulate. Rămâne doar ca monitorizarea să fie făcută corect, pentru a nu pierde un moment în care un pacient cronic, cum spuneam de data, poate decompensa. Domnule ministru, când veți face verificări la nivelul DSP-ului Constanța? Pentru că comunicarea cu presa nu este una tocmai ok. Noi facem verificări zilnic la nivelul fiecărui DSP, nu neapărat Constanța. Da, recomandarea mea a fost și rămâne în continuare de a avea deschidere în comunicarea cu presa, nu numai DSP-ul Constanța, toate DSP-urile din țară. Apropo de ceea ce spune colega mea, multă vreme raportările în ceea ce privește numărul de teste efectuate în județul Constanța au fost greșite pentru că s-au luat în calcul doar testele făcute la stat, nu și în clinicile private. În informațiile mele, raportările care se fac către DSP se fac și de la privat, nu numai de la stat. Din evaluările care le avem noi la nivel național și noua platformă care avem, CoronaForms, în acest moment vor veni efectiv de la laborator către această platformă, intrând online în direct. Acest rezultat care va ajunge și la pacient, va ajunge conform CNP-ului și la medicul de familie și la DSP și atunci vom ușura și acest lucru. Care a fost investiția pentru Spitalul Modular Constanța Militar? Întrebați ministerul apărării. Au toate spitalele municipale și județene paturi, așa cum a cerut COVID, așa cum a cerut acum două săptămâni? Da, sunt în evaluări. Noi le păstrăm rezervă pe cele care sunt non-COVID. Da? Cele 10% de terapie intensivă și cele 15% pentru patologie obișnuită cu simptomatologie medie. Iar celelalte care le avem în acest moment le-am operaționalizat din spitalele suport COVID sau transformând alte spitale suport COVID. Sunt în perioada de operaționalizare de 7-14 zile. Noi pregătim și pentru viitor în vederea unei evoluții nefavorabile în care vom avea un număr crescut de cazuri, cum suntem astăzi la Constanța. Știți cumva când vor ajunge cele 1.000.000 de teste antigen? Săptămâna viitoare vor fi cele 43.000 de teste în unitățile de primire urgență, urmând ca în perioada următoare să vină și cele. Mulțumesc tare mult!